Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou episod de Jump Force. Azi facem niște misiuni nebune pe Jump Force, așa că nu uitați da și voi acolo un like dacă mai vreți episoade de Jump Force. Și de asemenea am văzut că au început băieții să mă pună pe TikTok forță rău de tot. Uitați bă, băiatul ăsta a făcut aproape 2000 de urmăritori doar cu TikTok-uri cu mine și 36k de aprecieri. Și la unele TikTok-uri are 100.000 de views, are la unul 120.000, la unul 102.000, la ăsta are 50.000 cu țiganca. Era o țigancă gravid în tramvai și se certa cu un nene, nu știu de ce, și îi zice țiganca la nene să-mi bași capul în pizdă, să suși pula la copil. Cu aia am și uitat efectiv de faza aia, noroc cu voi și noroc că există TikTok. Așa că dacă vreți puteți să mă mai puneți pe TikTok, căutați faze amuzante la mine pe canal și puneți-le pe TikTok și scrieți acolo Alin Mihai Socket pe videoclip. Aparent au început oamenii de vreo 3-4 zile să mă posteze și am făcut vreo 1000 de abonați în 3-4 zile, efectiv cum n-am făcut niciodată. Dacă o ținem tot așa, cred că luna asta o să facem 20.000 de abonați. Deci cu putere de la voi creștem canalul sus. Bun, și hai să mai jucăm aici niște misiuni, să vedem unde am rămas. Avem o misiune cu Ichigo, aparent prima misiune cu Ichigo din Bleach, care v-ați uitat la Bleach. Ne batem cu extraterestrul ăsta. Ce pula mea vrea asta, mă? Ăsta e un cub, practic, care te controlează, că a posedat-o pe asta și acum trebuie să ne batem cu ea. Dar azi se pare că trebuie să ne batem femeia. Știți cum se spune, bate fierul cât e cald și femeia până-i rece. Lingura se pune în sertar și femeia în spital. Hai, fă că te dezvirginez cu sabia aici nebună la cap. Bă, în Jump Force, în jocul ăsta, efectiv sunt cei mai OP ăștia cu săbii mari. Nu știu cum pula mea. Cred că de asta se și luptă cu el, care sabia mare și coaiele mici. Păi, ce dracu asta zboară? What? Pot să-mi dau tehnicile din aer? Bă, eu nu știam chestia asta. Bă, e mult mai complex Jump Force-ul decât credeam. Ce dracu am făcut aici? Aia mi-a dat, nu? Nu, 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 nu. Fuck you, bitch. You want to suck my cock in your anus of the pork? Hai că da, mi-am uitat ochelarii de engleză acasă, ești nebun. Hai să o bat așa repede că am face figura, dracu, zice că e măritată. Dar nu-i problemă. Ultimata! Iar îi crește ăsta mâna aia de vrabie? Aba, nu, nu ăsta-i crește mâna de vrabie. Am luat-o pe Carbasan direct. Mamă, i-am făcut cezariană cu sabia. Păi, ce dracu-i tehnica asta enervantă. Când scade prea mult la viață, i-am dat 500 de hituri. Hai, Ichigo, credeam că ești mai puternic. Am auzit multe despre tine. Mă, ce pula mea, cum dracu dai contra pe jocul ăsta? Hai să-i mai dau o sabie în cap, să moară dracu. Așa, gata, fă, ți-ai revenit, ți-a trecut ciclu. E bun, acum vin acasă să-mi fac sarmale. Bun, băieți, avem o misiune acum cu Kakashi și cu Sasuke, aparent. Ninja fighting styles. Se bat ăștia din Naruto cu ăștia din One Piece. A, e 3v3 sau ce? Aha, deci joc cu ăștia din One Piece contra ăștia din Naruto, aparent. Hai, Sabo, nu m-am uitat la One Piece, dar o să încerc să-l bat pe Naruto. Pare destul de bun Sabo ăsta. O să-ți arăt acum cine este blondul mai puternic aici. Bă, ce spamează ăsta cu bastonul. Mai ține mult gardă, pula mea, că dau deja de jumătate de oră în el. A, și bine că-mi dă el acum. Am înțeles, ce dracu s-a întâmplat. Hai că jocul ăsta din Dragon Ball, că ăsta pare mult mai mușchiulos. Oricum, toată viața mea am auzit discuții. Nu, 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 m-a prins, să-mi bat pula. Da, m-a prins, mi-a dat mare Susano. Bine, mă, hai că l-am prins un pic aici. Încercăm o ultimată. Na, aparent, cred că sunt mai buni ăștia din Naruto decât ăștia din One Piece. Sau cel puțin mai pe final de anime sunt mai exagerați. Nu cred că distrug ăștia planete cum distrug ăștia din Naruto. Mă, băgam și pula în el. What? Păi cât de bună e tehnica asta. Mai atacă-mă dacă poți, e un fel de Amaterasu, doar că cu pământul. Kakashi se pare că organizează aici lupte ilegale de câini. Înseamnă că Kakashi vrea să devină milionar ca Taxu. Nici Taxu n-a fost milionar, dar mereu și-a dorit. Iar a apărut, mă, scârba asta. Asta știu că e prostituată de-aia după centură. Numai că mai e și verde. A, îl controlează și pe ăștia. Îl face pe ăsta să se îndrăgostească de ea că e tot verde. A, și ia fata asta viol de la ăștia, am înțeles.
Se bat între ei, mă? A, bun, se pare că pot să-mi aleg să vină cine să se lupte cu ei. O să-l alegem pe Kakashi, care are un combo nebun cu limba și cu degetele. Cred că o satisface pe aia verde. Îl bat pe Kakashi și pe Boruto. Hai, Kakashi. Hai să le arătăm la ăștia din Dragon Ball că... Mă, ce pula mea! A venit Boruto să-l salveze pe Kakashi. Nu, 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 nu. Astea mă atacă sau ce pula mea? Aparent... Aparent da, hai să vezi ce bătaie îți dă Kakashi. Firai al dracu de Dragon Ball Zatu, dracu. Și acum să mă înjure fanii Dragon Ball în comentarii să zică: dar Dragon Ball e mai șmecher decât Naruto, taci dracu. Bă, nu-i nicio problemă, puteți să credeți ce vreți. Nici Albina nu stă să le explice muștelor că mierea mai bună decât căcatul. Oh, oh, bun combo ăsta. De fapt e Bleach cu Dragon Ball versus Naruto direct. Hai că nu mi-a răstut nicio putere. Stai frumos acolo în banca. Atacă-ți-o ei așa frumos. Kakashi, save me. Bă, apropo de Shinobi War, vedeți că facem Shinobi War sâmbătă pe 17. Adică nu sâmbătă asta, sâmbătă viitoare. Pentru că sâmbătă asta am eu niște treabă și nu pot. Dar pe 17 facem live cu Shinobi War și pe 15 facem înscrierile. Bine, după cum am văzut mulți dintre voi, acum sunt noi pe canal și dacă nu știți ce e la Shinobi War, e un concurs cum ar veni pe jocul Naruto Storm 4, în care punem personajele să se lupte singure între ele și voi vă alegeți câte un personaj, cum ar veni pariaz cu un personaj. Și pe data de 15, practic, cu două zile înainte, postez eu un clip de înscriere pentru cine vrea să se înscrie. Practic alegi un personaj și îmi bat pula în ăsta că mă bate de mopi și pe mine. Adică practic o să alegi un personaj din toată seria Naruto atunci pe 15 când postez clipul de înscrieri și peste două zile le pun să se lupte între ele singure pe live, gen finale, semifinale, optim și așa mai departe. Și cine câștigă gen turneul primește un grad pe Discord. Cam asta e treaba cu Shinobi War-ul. E destul de șmecher, e mai mult for fun așa, dar... E destul de caterincă. Dacă n-ați mai participat până acum, căutați pe YouTube Shinobi War, că trebuie să găsiți acolo Socket Shinobi War. Și găsiți live-uri mai vechi de la mine după canal. Hai să-i dăm și lui ăsta aici un camui. Să-mi bat pula în el de extraterestru, că deja mă enervează. Bă, mai du-te în pula mea. Mamă, coaie, mi-a distrus. Mi-ai distrus jacheta de la Zara. Futu-ți morții, mătii. Mi-ai distrus jacheta de la Zara. Băieți ăștia au distrus jacheta de la Zara lui Kakashi. Nu se poate așa ceva. Kakashi se va răzbuna fix acum. I-a futus gura mătii. Un Susanoo. Să-mi dai banii pe jachetă. Și uite, ăsta e combo ăla nebun cu limba și cu degetele de care vă ziceam. Mamă, l-a penetrat de tot Kakashi pe ăsta. Hai mă, mai dai un Chidori. L-a omorât? Bine mă, în sfârșit. Bă, dar puternici au mai fost ăștia, mă, să-mi bat pula. Mamă, coaie, jucăm cu ăsta din Yu-Gi-Oh! Acum ești prost? Cu Yugi, hai să vedem ce putere are ăsta, că n-am jucat niciodată cu el. Eu nu știam că ăștia din Yu-Gi-Oh! Au și ei puteri de luptă, eu credeam că au doar cărțile alea. De se duelau între ei. Mamă, ce mă uitam când eram mic la Yu-Gi-Oh! Kaiba, cine dracu e ăsta? Asta e tot din Yu-Gi-Oh! Parcă. Ăsta era rivalul lui. Ce mișto, ne luptăm cu cărți. Și mă uitam la ăla, la Duel Masters, când era mai mic. Care vă plăcea mai mult, Yu-Gi-Oh! Sau Duel Masters? A, l-am băgat pe ăsta. E cu mine în echipă ăsta, nu ne luptăm contra lui? Ce dracu e cu dragonul ăsta? A, i-a dat o tomeda, ai auzit? Păi cum pula mea te bați cu dragonul ăsta, coaie, care e 15 metri, ești prost? Luptă dragonul ăsta pentru el, dragonul Bolshag ăsta. Da, mai bate-te cu așa ceva dacă ai cum. My turn se numește mișcarea asta, ia să vedem. Aruncă o carte jos. Ce dracu se întâmplă? Ai cade lui aia ceva în cap. Paie, păi cu dragonul ăsta efectiv n-ai ce să-i faci. Ia să-l testăm și pe Yugi ăsta. A, și pentru Yugi ăsta luptă un șaman, ceva, ce pula mea e ăsta, paie? Ba, super curios, de ultimată. Ia mă, ce ultimată are? Cartea supremă. Băi, ești nebun? Ăsta cred că e dragonul Bolshag. De fapt, dragonul Bolshag era din Duel Masters. Ăsta cred că a jucat numai poker pe datorie toată viața lui. Coaie, cum pula mea mă omoară că i-am dat 100.000 de bucăți? Hai că-l bag cu ăsta cu dragonul, că n-are cum să mă mai nimerească cu ăsta.
What? Ce pula mea am făcut? Atacă-l, dragonule! Nu-l lăsa să vină, că nu mai am viață. Din nou! Bine, mă. Gods of Dead se numește misiunea asta. Cred că e cu Madara. Ia să vedem, da, după harta aparent clar e Madara. E copacul divin pe aici. Jucăm cu Range contra lui Madara. Să vedem dacă reușim să-l batem. Da, e Madara. Madara și cu extraterestrul ăla. Dar Madara acum dracu zboară. Îl ajută ăsta să leviteze. Madara și Frieza. Adică Madara asta vrea să facă perfect Tsukuyomi. Până și aici în Jamforce. Păi da, eu înțeleg că ăștia au strâns toți eroii să lupte într-un univers. Dar de ce s-au strâns și toți villainii, draco? Mamă, Range versus Madara. Sper să nu dea vreo devastare de aia planetară. Hai, bine că avem sabie lungă. A, ăsta e ăla care își face mâna de găină la ultimată. Parcă nu? Dacă mi-aduc bine aminte. What? Păi cum mi se lungește l-o ăsta sabia, zici că e pula mea de dimineață. Mi s-a întâmplat vreodată să vă treziți cu ea sculată și să nu puteți să vă pișați. Și o învârtiți așa până o ia rău. Mă, ce pula mea. Te dai la stăpânul tău, te dai la Lordul Socet. A, uite mâna de găină. Bagă-i-o în gât. A, ținut contra la mâna de găină. Nu se poate așa ceva. Înseamnă că e sfârșitul, băieți. Dacă reuși să țină contra la mâna de găină. Mâna de găină trebuie să-ți bage mâna în gât, orice ar fi. Da, v-am zis că e sfârșitul. Vreau revanșa, Madara. Dacă n-au reușit să te învingă Naruto și Sasuke, te învinge Renji. Mă, futu-s morții, mătii. Bă, dar vreau să joc și eu cu Madara la un moment dat. Probabil nu ne lasă acum. Vreau să fac și niște episoade cu online de Jamforce după ce terminăm povestea. Așa, bă, așa lungește penisul spre el. Bă, dar e bună tehnica asta, dacă stau să mă gândesc, cred că o să o spamez un pic așa. Și asta ce face? Mamă. Ce m-a prins sărăcia. Încarcă, încarcă. Hai, mă, hai. Bă, băga. Hai, mă, băga-mi și pula în el. A devenit mai pitic și mai musculos. Nani? Coaie, m-ai aruncat în pulă la mama. Bă, dă-te-n pula mea cât de rapid e. Cum pula mea să bați așa? A, da? A vrut să-mi dau și eu awake. Da, efectiv, într-o milisecundă a tras cu ceva din penis spre mine. Hai că încerc să-l bag pe Madara cu pizda asta. Uchiha Reflection, direct mi-a luat jumătate de viață. Băgam-i și pula în tine. Deci nu prea e o idee bună să încercăm cu pizda asta. Deci să încercăm tot așa. Cu vrăbioara. Hai băieți, ne concentrăm un pic, că se poate și cu Renji. Se poate și cu Renji, deși l-aș fi vrut pe Naruto sau pe Sasuke. Așa, dai cu mâna de cioară. Bă, dar și Frieza ăsta e puternic, băga-mi și pula în el. Stop killing țigan to make mușchi țigănesc. Bună asta. Bă, trebuie neapărat să-l prind cu o ultimată. Sunt mai puternici ăștia decât mă așteptam. Prinde-l, mă. Bine, mă, i-a băgat mâna de vrabie în gât. Găina cibernetică. Găina cibernetică învinge tot timpul. Nu! Bă, dar Frieza asta e mai rapid decât Madara. Să-mi bag pula în el că zboară. Aha, mai atacă-mă. Pă bune, asta e schema aia de făceam când eram mici, de dădeam așa cu pumnii. Să nu te mai atace adversarul. Hai că da. Mori. Mai are un pic, mai are un pic, mai are un pic, trebuie să fiu pe fază. Trebuie să fiu pe fază. Nu, nu. Cu ce dracu dă după mine? Nu. Bă, cum pula mea să fii pe fază la așa ceva? Explică-mi și mie. A venit mai repede că măsa după centură. Bă, e incredibil timul ăsta cu aia, Madara și Frieza. E incredibil de greu de bătut. Cred că e cel mai greu meci din Jamforce pe care l-am avut până acum. Trebuie să-i cuțitez rău de tot. Futu-s morții, mătii, cu coada mătii. Se pute singur în cur cu coada aia.
Bă, da, pizda asta e și ea bună de ceva. Hai mă, bagă-i mâna de găină cibernetică în gât. Nu l-am nimerit. Mamă, dacă îl nimeream cu aia era casă, ești prost. Mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i. Mai dă-i, mai dă-i una. Bă, ce-a ținut gardă săracul, mori. Bine mă, în sfârșit. Mă chinui jumătate de oră și tot eu pierd. Tot eu sunt îngenuchiat. How disappointing. Iar mi-am luat ochelarii de engleză. Cred că la un moment dat o să apară și Kaguya în Jumpforce. Probabil să-l omoare pe Madara sau ceva. Știți că autorul Naruto n-a știut cum să-l omoare pe Madara și așa a inventat-o pe Kaguya? Și practic de la Kaguya pleacă toată povestea asta cu Otsutsuki. Deci omul a inventat seria Boruto fără să vrea ca să-l omoare pe Madara. Ce pula mea. Hai băieți să fugim că e Madara și nu se poate. A, fuge el. Bine că s-a speriat. Bă, da, deja mi se pare exagerate puterile astea, că am văzut și la Sasuke că deschidea el o dimensiune și fugea cu Rinnegan. Mi se pare deja prea exagerat. Fuge ăla prin spațiu-timp, prin univers. Da, bă, băieți, ne oprim aici de data asta cu misiunile. De aici continuăm data viitoare. Nu cred că mai avem mult și terminăm și Jumpforce povestea. De-abia aștept să mă lupt cu un boss fight. Vreau un boss fight în jocul ăsta. Dacă v-a plăcut și mai vreți, nu uitați să dați și voi acolo un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Am uitat să vă zic, mai ales dacă sunteți noi. Și vă aștept și pe serverul de Discord din descriere. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere!